Este un privilegiu special să fie ambasador a Statelor Unite în Republica Moldova. Am fost onorat să reprezint Statele Unite în fața poporului Republicii Moldova pe durata ultimilor 3 ani, o perioadă remarcabilă și împlinită a vieții mele. Mi-am pus scopul de a călători dincolo de Chișinău și de a vedea multe din cele ce fac Moldova o țară unică. De la Briceni la Vulcănești, de la Ungheni la Tiraspol, aceasta este o țară diversă și promițătoare. În timpul aflării mele aici, ambasada sua a cooperat îndeaproape cu agriculturii și mediul de afaceri al Republicii Moldova pentru a îmbunătăți oportunitățile economice, cu autoritățile din domeniul sănătății publice în parteneriat pentru combaterea pandemiei globale de COVID-19 și cu Guvernul Republicii Moldova în realizarea inițiativelor interne și internaționale. Plec știind că relația noastră este puternică și în creștere. Am conlucrat cu atiția oficial devotați. Aceștia au o viziune clară pentru viitorul Moldovei și sunt sigur că vor fi în stare să depășească orice provocări. Doresc să le mulțumesc tuturor celor care mi-au demonstrat ospitalitate, amabilitate și generozitate incredibile pe timpul șederii mele aici. Am un respect extraordinar pentru toți cei pe care i-am cunoscut, de la studenți la antreprenori, de la soldați la asistente medicale, de la comercianți la omologii mei din Guvernul Republicii Moldova. Am abordat împreună multe probleme dificile și rămân încrezător în capacitatea moldovenilor de a continua să inoveze și să se dezvolte. Aș dori de asemenea să îi mulțumesc minunate mele echipe, în special ajunților Martin McDowell și Laura Rube, care mi-au fost alături. Știu că această echipă a ambasadei va continua să consolideze relațiile dintre noi. Mulțumesc, Moldova, pentru această minunată oportunitate. Ai avut un impact enorm asupra vieții mele și te voi păstra în inimă. La revedere!